Gusul copilăriei încă se păstrează la drobeta Turnul Severin. Nu vorbim despre o prăjitură, ci despre un tip de băutură. Se numește bragă și este un produs care se consumă de zeci de ani în această parte a țării, dar puțin sunt cei care știu să mai facă această băutură din cereale. Braga este o băutură a turcilor nomazi din Asia Centrală, care în urmă cu câteva sute de ani s-a răspândit și în Balcani. Braga e soră cu răcoarea. Atunci când mercurul crește în termometre, salvarea se găsește într-un pahar plin cu bragă, o licoare care își propune să vă răcorească și să vă stingă setea. Gustul de săvârșit te duce cu gândul la vremurile când produsele nu cunoșteau coloranți și euri. Totodată, Braga este o băutură folositoare pentru copii, pentru sportivi și pentru cei care depun efort fizic și intelectual. Pentru valoare Valoarea nutritivă a brăgii un rol aparte îl joacă și acizii organici, printre care și acidul lactic, care imprimă băuturii în fermentare un gust plăcut și proaspăt. În plus, aceasta are și o acțiune bactericidă, Prezența microflorei variate în bragă, în special drojdile de panificație și bacteriile lactice, au o influență binefăcătoare asupra aparatului digestiv. În general, braga este căutată de cei trecuți de prima tinerețe, care au avut ocazia să se întâlnească cu ea în diverse contexte. Astăzi o caută cu nostalgie pentru a retrăi momentele copilăriei sau ale tinereții. Atenția comercianților însă este îndreptată către generațiile tinere, iar efortul de promovare este canalizat pentru a populariza braga și în rândul copiilor sau adolescenților. Astfel de tarabe cu bragă se găsesc în municipiul Drobeta-Turnu Severin, iar în zilele toride de vară, severinenii fac cozi în fața chioșcurilor. Savuroasa băutură este preparată în două sortimente, dulce, dar și ușor fermentată cu gust dulce-acrișor. Braga este făcută din făină neagră și făină de porumb sau mălai. Ulterior este îndulcită cu zahăr și apoi parcurge mai multe etape: fierbere, batere și cea de îndulcire.